Suntem la Cooperativa Agricolă Bostănăria din județul Ialomița. În momentele următoare vă arătăm cum se îmbină armonios valorile și tradițiile familiei cu tehnologia și grija pentru roadele pământului. Concret, vă arătăm cum se cresc cu grijă, responsabilitate, dar și perseverență acești pepeni. Cum îmi dau seama că un pepene este copt? Sau este dulce, sau este ceea ce trebuie să cumpăr atunci când mă duc în piață. Haideți să ne uităm la el exact. Condiția aceasta, pe care eu am rupt-o, trebuie să fie verde, asta ne spune că pepenele este proaspăt. În al doilea rând, pata trebuie să fie galbenă. Asta depinde și de la soi la soi, dar cu cât este mai galbenă, cu atât șansele ca el să fie foarte bun sunt mari. În al treilea rând, aspectul trebuie să fie lucesc cu dungile definite, să nu fie intercalate aceste dungi de culoare diferită. Și când avem un pepene fără dungi? Când avem un pepene negru, de exemplu, pata aceasta va fi foarte galbenă, intensă, și atunci pepenele este bun de consum. Când am mai mers în piață, am văzut oameni care ciocăneau pepenele. Mă bazez pe ciocănit și pe sunetul pe care îl scoate? Cred că am depășit de mult momentul în care puteam să ciocănim pepenii. Deci este un mit? Țin minte că bunicul meu așa își recolta pepenii din grădină, îi ciocănea și în funcție de asta el știa care sunt copți. Dacă ar mai fi trăit astăzi, nu cred că ar mai fi putut să aleagă pepenii așa. Voi cum îi alegeți? Când știți că trebuie să îi recoltați? Vă dați seama că avem ani de experiență și avem ochiul format deja, îi vedem din vrej, dacă sunt gata de recoltat sau nu, plus că oamenii care îi recoltează la fel au o experiență vastă și ei se ocupă de tot aspectul acesta, ulterior trecând prin diverse filtre, inclusiv pe la noi, personal la depozit, unde inclusiv le măsurăm brixul, unde ne asigurăm că sunt recoltați responsabil și apoi îi ambalăm și îi pregătim pentru livrat. Cât ar putea fi consumat un pepene astfel încât să fie proaspăt? Specialiștii ne spun că un pepene ar putea fi consumat în maxim 3 săptămâni. Noi avem ca obiectiv ca pepenii noștri să ajungă în 24 de ore la raft. Și asta îți mai spune că pepenele e dulce sau nu știu exact ăsta, e posibil să fie un mit. Vezi, îi curge o sevă de aici din codiță și seva aceasta, dacă este ușor închisă la culoare și lipicioasă, ne spune că exact. Ne spune că pepenele este dulce. Mirosea proaspăt. Comuna Gheorghe Doja din județul Ialomița este al doilea cel mai mare bazin de producție de pepeni din România. Pentru a-și valorifica producția, o mână de oameni din localitate mizează pe asocierea în cooperativă. Suntem 4 fermieri care sunt chiar la a treia generație, iar asocierea e viitorul, reprezintă singura șansă de dezvoltare. În primul rând, putem face o trasabilitate pe întregul sezon, putem să ne stabilim prețurile mai rar decât după o zi pe alta. În al doilea rând, putem reduce costurile, atât din achiziția de inputuri, cât și din producția mai mare. Reușim să optimizăm mai bine costurile. Noi suntem 4 fermieri și un mare trader de legume și fructe, care ne pune la dispoziție tot know-how-ul acesta de ambalare, de logistică, iar noi venim cu know-how-ul de producție, noi fermieri. De altfel, cea mai mare incertitudine a unui cultivator este cui și la ce preț își vinde produsele. E foarte greu să produci când trăiești în incertitudinea vânzării. Și de aici a și venit inițiativa noastră. În primul rând, eliminăm niște intermediari. În al doilea rând, prețurile se negociază săptămânal, nu se mai stabilesc în fiecare zi. Și de aici putem avea un profit mai mare, pentru că producția fiind ușor mai ieftină, pentru că suntem mai mulți, cumpărăm mai ieftin și vindem mai scump. Fermierii asociați lucrează de când se știu cu pământul românesc. Unii dintre ei sunt chiar la a treia generație de cultivatori de pepeni. Tatăl meu se ocupă din 2000 mai exact cu cultivarea pepenilor și am preluat afacerea de la el și o duc mai departe. Sper să o las la rândul meu copiilor mei și să atingem cel puțin 4-5 generații de cultivatori de pepeni. Unul dintre membrii are o tradiție veche, mult mai veche decât Revoluția,
Încă bunicul lui producea pepeni. Nu cred că poți să faci agricultură fără să iubești pământul. 90% dintre terenurile cooperativei Bostănăria sunt ocupate de pepeni verzi, iar pe restul de 10% se cultivă pepeni galbeni. În total sunt 9 tipuri de pepeni. Producem pepenele clasic, producem pepene cu coajă neagră, pepene fără semințe, pepene cu miez galben și pepenele Charleston, pepenoica aceea albă, lungă și mare. De asemenea, producem pepene galben Galia, Cantalup, Honeydew și piel de sapă. Cum e terenul de aici, din zona unde îi cultivați? Un teren foarte productiv. Asta ne ajută în a interveni cât mai puțin pe partea de nutriția plantelor. Este prietenul nostru terenul. Avem o tehnologie puțin agresivă, adică intervenim foarte rar cu îngrășăminte. Nu sunt bio, dar tindem să ne apropiem cât mai mult de culturi în care să intervenim și foarte rar. Și atunci când intervenim, încercăm să selectăm cât mai multe produse ecologice. De altfel, majoritatea biostimulatorilor pe care îi folosim sunt certificați bio. Obiectivul este livrarea în marile rețele de magazine a aproximativ 4.000 de tone de pepeni. Cea mai mare parte este vândută în România. Avem câteva ținte și pentru piața din vest, în special pentru Olanda, Polonia, Germania, Austria. În următorii 5 ani, cooperativa din Ialomița vrea să mărească suprafețele cultivate până la 150 de hectare. Plantele au nevoie de o umiditate crescută pentru a se dezvolta, așa că toate terenurile sunt irigate prin picurare. De altfel, în perioada coacerii trebuie mărită cantitatea de apă din sol, dar fără a provoca excesul de umiditate. Cultura de pepeni nu cred că mai poate fi făcută în România fără irigații, sau cel puțin nu la noi în zonă, întrucât în ultimii ani a fost secetă. Pe cele 65 de hectare estimăm o producție de minim 4.000 de tone. E o producție mai mare decât cea de anul trecut? Anul acesta a fost un an foarte prielnic pentru pepeni, deci da, este o producție mai bună decât anul trecut, cu toate că anul trecut a fost un an atipic, suprafețele de pepeni cultivate la nivel național au fost foarte mari și atunci, logic, nu s-au putut vinde, au depășit necesarul de consum al țării și recoltarea nu a putut fi făcută la timp, lucru care a afectat producția. Cam cu cât la sută este mai bună cea de anul acesta față de cea de anul trecut? Am avut un an până acum foarte călduros, cu zile de caniculă, căldura și apa sunt preferatele pepenilor. În ciuda faptului că și anul trecut pepenii au fost foarte buni, cred că overall sunt mai buni cu 10-20%. Pepenii se însămânțează în luna aprilie, atunci când solul este încălzit. Plantele cresc și se dezvoltă bine în primele faze de vegetație la temperaturi de peste 15 grade Celsius. Sunt afectate de temperaturile sub 10 grade Celsius. Polenizarea și fecundarea se realizează bine la temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Principalele județe unde se cultivă pepeni în țara noastră sunt Olt, Dolj, Ialomița, Buzău, Călăraș, Arad și Timișoara.